Bună, sunt Cristina, sunt alături de Cosmin de la Real. Bună, Cosmin! Bună! Ce părere ai de meciul din seara aceasta? Meci foarte prost, foarte slab, făcut de noi. De ce crezi că nu ați reușit să faceți un joc foarte bun pe teren? Ce v-a lipsit? Ce ne-a lipsit? Noi am lipsit, n-am jucat pase. Da, am avut unele momente în care nu ținut de minge. Și asta, de acolo s-a rupt jocul nostru. Ce crezi că a avut echipa adversă în plus față de echipa voastră? Au stat mai bine în teren și au dat drumul la minge. Noi am ținut de ea, ne-am driblat. Povestește-ne puțin cum s-a desfășurat meciul, prima, a doua repriză. Păi, din păcate, am intrat a doua repriză. Adică, prima de la sfârșit, că n-am fost de la început. Noi, s-a jucat haotic. Noi am jucat haotic, ei au jucat foarte bine, că de-aia au avut și 4-1 sau 3-0 la pauză. Sunteți dezamăgiți de rezultat? Da, bineînțeles. Vă așteptați? Nu ne așteptăm. Bine, chiar nu ne așteptăm. Ok, îți mulțumesc mult, să vă antrenați și baftă. Da, mersi. Seară bună. La fel și nu uitați să dați like paginii Liga Prieteniei, să vizitați site-ul oficial ligaprieteniei.com, să le mulțumim sponsorilor de la Civitas Stars. Vă pup, o seară bună!